Dar nu cred că valorile tale trebuie să îi le transferi, ci trebuie întâi să-l faci pe el să conștientizeze dacă e ok, că e o egoist și el e împăcat cu chestia asta. Pe expresiv, eu știu. Neapărat important să faci să conștientizeze. Numai punct de vedere și, da, e interesant și punctul lui de vedere. Adică nu știu dacă neapărat scopul în sine e să-l faci să conștientizeze că un om rău e egoist și așa mai departe. De parcă asta ar fi ceva rău. Hai la Madalina. Zi, Madalina. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât coaching-ul este un proces de însoțire a clientului, părerea mea este că descoperim împreună soluțiile și, indiferent de ce valori are clientul și ce valori am eu, părerea mea este că atâta timp cât cadrul este deschis din partea amândurora, procesul funcționează perfect. Da, înseamnă că întrebarea asta se duce în cum îți percepi tu rolul. Și dacă tu îți percepi rolul ca însoțitor al clientului tău sau prietenului sau ce-o fi când intri într-un rol de coach cu cineva, atunci chiar nu contează care sunt valorile lui. Pentru tine nu contează. Pentru el s-ar putea să conteze, s-ar putea să fugă într-adevăr și dacă discrepanța e mare, fuge. Sau și mai rău, dacă discrepanța e mare, dar îi place poza ta, devine dependent și asta este și mai trist. Mai bine ar fugi decât să devine dependent. Da, asta e altă conversație. Și mai contează și încrederea în proces. Încrederea în proces din punctul de vedere al tău, al coach-ului, să ai încredere în potențialul clientului și în potențialul tău ca și... Da. Depinde care e sistemul tău de valori și concepțiile tale apropo de asta. Ăsta era, de fapt, lucrul la care vreau să ajungem astăzi. Eu vreau să ajungem la asta. Mă împiedică sau nu mă împiedică sistemul meu de valori? Mă ajută sau nu mă ajută sistemul meu de valori să fac coaching? Eu cred sincer că sistemul de valori te poate ajuta sau împiedica să faci chestia asta bine. Cred că te poate aduce uneori în stări în care să-ți vină să-l dai capul de pereți că nu-i pică fisa sau gândește prost. Da, deci poți să ai un sistem de valori în care zici, bă, dacă mai stau mult cu ăsta până când pricepe, ce e în spate dacă gândesc așa? Necompatibilitate. E o necompatibilitate, dar ce valoare am eu în spate acolo? Să-l ajut. Una la mână este că eu trebuie să ajut oamenii, da? Deci eu sunt un ajutător. Așa, și un salvator. Da, dar nu trebuie să te simți responsabil pentru altul. Da, dar sunt niște chestii în spate care mă împiedică să fac un coaching așa cum îl înțelegem, cred, mulți dintre noi. Mă împiedică. Îmi creează probleme în proces. Și sunt alte tipuri de valori care îmi creează un mare confort și o relaxare totală și un spațiu foarte bun acolo și poate să vină și canibalul canibalilor, șeful lor și regele tuturor timpurilor, că nu te mai deranjează nimic pentru că nu e treaba ta să te deranjeze. Nu e treaba ta nici să-ți placă, fie vorba între noi, dar e altceva. Zi-mă, da. Eu, din experiența mea, am observat că depinde și câte ședințe stabilesc să lucrez cu clientul respectiv. Pentru că dacă obiectivul meu este să lucrez cu el 5 ședințe pe un anumit subiect, mă rog, în funcție și de provocarea lui, atunci sunt relaxat atunci când nu iese din prima. Adică iese ceva și mai iese și la următoare. E un proces, da. Da. Ședințe. Deci răspunsul e, nu contează unde e clientul cu asta. Din punctul meu de vedere, orizontul, revin la restrâns, nu contează. Și răspunsul este clar, nu mă dau după client, mă dau după toată lumea din jurul meu. Sau, dacă vrei, răspunsul este, mă dau și după client, cum mă dau și după ceilalți. Dacă clientul vine cu ceva și îmi schimbă orizonturile și îmi schimbă viața, probabil că se cheamă că m-am dat după client. Dacă nu, nu. Dar în proces cred că am lămurit ce contează și ce nu. Contează cum îți definești rolul. Pe vremuri când aveam niște echipe de training în subordine, vedeam trainer care nu făceau treabă bună. Și am ajuns la concluzia că nu fac o treabă bună fiindcă nu înțeleg de ce sunt ei acolo. Și am început să explorez mai mult motivația lor de a face training. Și fără excepție, trainerii lamentabili din punctul meu de vedere erau cei care se puneau acolo ca să se bage în seamă. Sub o formă sau alta. Cu texte de genul, vreau să împărtășesc lumii ce am descoperit sau să învăț pe alții. Deci aveau niște misiuni din astea așa, care erau centrate puternic pe sine și care împiedicau să facă jobul. Și asta se poate întâmpla în orice job, inclusiv în coaching. Mă întreba mai devreme cineva cum am ajuns eu la coaching. Păi după multă consultanță și training și așa, la un moment dat am obosit și am zis, bă, eu chiar aș vrea să trăiesc fără să mai am soluții.
și să nu mai dau sfaturi. Ce relaxant ar fi. Și atunci brusc a apărut coaching-ul în viața mea, care asta mi-a zis: băi, poți să ai o valoare cât de cât pe lumea asta fără să mai dai sfaturi, fără să fii deștept, fără să ai soluții, fără niciun fel de presiune. Și mie asta mi-a plăcut în coaching. Este minunat. Ok, am presiunea să stârnesc niște întrebări, să țin minte niște metode, dar atât. În rest, sunt momente în care nu trebuie să fiu foarte inteligentă, ceea ce este reconfortant așa. E drăguț. Deci am răspuns la asta. Nu știu dacă îți place. N-am răspuns. Da, bine, acum vin eu cu... Merg pe timpul tău și merg mai departe. Uh-huh. Valorile de poate trebui oricine și oricare ar fi. Ele însemnau... Sunt un concept. Absolută. Da, sunt un concept absolut. Și cu comportamentul care le definesc. Pentru că pot să simt orice, din punctul meu de vedere, pot să simt orice, pentru că e vorba de emoție și pot să mă bucur sau să fiu încântat sau supărat de orice fel de emoție. Însă important este comportamentul pe care l-am ca să ajung la acea emoție. Apropo de canibal, el se simte satisfăcut, a mâncat bine în ziua aia, este nemaipomenit, însă comportamentul lui este cel care nu este. Poza! Nu pot să discut despre valori și convingeri și tot așa, doar din punctul ăsta de vedere și automat legate și de comportament. Cel puțin mai jos. Poza pe care operez eu, mental, este aceea clasică de NLP, da? Deci plec de la identitate. Adică ca să ajung la identitate trec prin valori, convingeri, comportamente. Și emoțiile sunt undeva aici, nu sunt pe aceeași scală. Un proces de coaching nu mă dau după client numai pentru valori, ci caut alinierea de care a spus mai devreme, da? Adică să se alinieze toate lucrurile astea. Am înțeles eu greșit atunci întrebarea, pentru că eu am interpretat-o, am presupus că te referi la ideea de a-ți adapta valorile sau poți să te adaptezi, poate mai bine, mă flexibilizezi și eu, poate... Corect, așa cum spuneam. Simt și atâta tot. Important este ce comportament încurajezi sau descurajezi ca să atingă sau nu. Asta este subiectul unei alte serii, probabil, dar... Sunt legate, nu au cum să funcționeze separat. Au cum să funcționeze? Disonant. Ele sunt separate doar pentru că le conceptualizăm și le învățăm așa. Să nu comportament fără valoare și valoare... Ți-aș da un exemplu. Un om care ține de un job cu orice preț, poate să țină de acel job cu orice preț pentru că are o valoare de siguranță în spate sau pentru că are o valoare de tipul... eu sunt un om de bază, nu renunț niciodată, da? Deci este același comportament cu două valori diferite, corect? E, în viața lor în rest arată cu totul diferit. Singurul lor loc comun în ceea ce povestem este că țin amândoi de job. Deci comportamentul poate să decurgă din multe direcții și invers. Însă întotdeauna există o corelație între un comportament și o valoare. Asta nu pot fi analizate separat. Persoana respectivă, în momentul în care trăiește o valoare, pentru că o simte, că despre asta am vorbit, a fost o concluzie, că simte valoarea, în secunda respectivă, în momentul ăla, are și un comportament. Argumentul meu și convingerea mea este că nu le simte pe toate. Și atunci comportamentul lui poate fi disonant, deviant, zic cum vrei, greșit față de valorile lui. Și omul este într-o stare conflictuală de nefericire și așa mai departe. Deci nu e o relație directă între ceea ce conștientizează și ceea ce trăiește. Asta este convingerea mea. Pot să greșesc, fără probleme. De chiar și această supărare pe care o are și pe care nu-ți dă seama, îi aduce un beneficiu secundar. Asta e altceva, da. Și tot acolo nu am ajuns. Păi nu, n-am ajuns acolo, dar never mind, nu vreau să vă pierd timpul cu subiectul ăsta. A trecut, ora 8 a trecut, adică ar fi trebuit să mă opresc, evident. Da. Dar poate în secțiunea de după, dacă mai aveți discuții și pe subiectul ăsta, se mai pot acoperi. Da, da. Mulțumesc foarte mult pentru aici. Eu mulțumesc pentru schimb de idei. Da. Să te contacteze sau te poți comunica și să scrie, da? Da. Deci este site-ul www.cristinamihai.com. E cea mai simplă. Și adresa de mail e cm @cristinamihai.com. Ca pentru blonde, da. Sunt cumva să uit. Mihai Cumcon, da? Da. Deci, n-am scris aici, da? Uh-huh.
Eu mulțumesc. Pentru cei care vor să revadă prezentarea Cristinei, după cum vă anunțam, o să fie în curând uploadată la secțiunea videos. Acum, câteva detalii organizatorice. Ne luăm 5-10 minute să spunem pauză. Și aș vrea să mă întreb care dintre voi vrea să beneficieze în seara aceasta de coaching. Cine își dorește să beneficieze? Cine își dorește să experimenteze coaching? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai să vedem ce este dispus să ofere coaching. Hai să spunem ce față, ca să fie mai bine. Atunci ne programăm pe Skype. Oana? Încă o dată, Oana? Alina? Acum, regula ca în orice proces natural de coaching, clientul își alege coaching, da? Deci, pentru cine s-a oferit sau cine și-a exprimat dorința de a beneficia de coaching, Alina, Tamara, Oana, Roxana, Laura, Nelu. Okay. Deci, o luăm de aici, Andra. Alina. Alina sunt eu, Tamara este... Ah, ok. Așa. Roxana. Și am ajuns o mânță ridicată, da? Elena și alege pe Laura și pe Nelu. Două persoane, pe cine alegi? De cât este genul? Să dau cu mână. Da, noi vorbim la ea. Nelu și? Laura. Laura. Ok? Am mai avut cineva? Inginele. Da. Super. Foarte mult este mulțumită pe inițele. Două secunde. Ce este relevant funcțional? Pentru cine este coach? O să vă rog foarte frumos să mergem în care la client. O să se aplică cum un acord când și unde se va întâmpla. Noi avem o sală în camera de durată, unde poate avea reușința de coaching, dar o puteți face și pe Skype, telefon, în mine, față. Da?